Bine ați revenit la Spy Shop! În videoul de azi o să testăm 3 lanterne de 1400, 2500 și 25.000 de lumeni, ce bineînțeles vor fi scoase pe teren în timpul nopții, pentru a face o comparație cât mai realistică între ele. Acestea sunt pe 3 categorii de preț diferite, fiecare fiind de 2 ori mai scumpă ca cealaltă. Ele pot fi folosite atât ca hobby sau drumeție la munte, cât și pentru vânătoare sau orice altceva, fiind produse de o calitate ridicată, ce vor face față în orice condiții. Hai să începem! Spy Shop. Securitate înainte de toate. Începem cu el 17. Hai să vedem ce avem în pachet. Avem aici înăuntru câteva manuale, lanterna noastră. Avem un adaptor pentru a încărca bateria. Apropo de asta, bateria trebuie să o achiziționați separat pentru L17, în rest la T27 și la X80 vin cu bateria înăuntru, trebuie doar să scoateți o siguranță pentru a le folosi. Aici avem o baterie de 3100 de mAh, 3.6V, ce vine aici în interior. Și mai avem o husă pentru a ține lanterna în siguranță și un șnur pentru a lega la husă. Pune lanterna aici frumos, stă foarte bine. Putem să o legăm de ce vrem noi, de rucsac, de orice altceva. Acum hai să vedem și ce funcție are lanterna. Să nu uitați să dați jos această folie de pe lentilă, pentru că lanterna se încălzește destul de tare și să nu se topească, să aveți probleme mai mari. Aici pe spate, pe cutie, aveți toate modurile și câți lumeni, nu o să vă mai dau acum detalii, le găsiți, bineînțeles, și în manual. Dacă apăsăm o dată, se aprinde în ultimul mod folosit. Dacă ținem apăsat, pleacă în modul low. Ultra low, de fapt. Acesta este doar de 15 lumeni și dacă bateria este încărcată complet, ar trebui să reziste cam 58 de ore, deci extrem de mult. Acum că este aprinsă, dacă ținem apăsat, trecem între moduri, low, medium, high și mai are un mod turbo. Deja la modul turbo se simte cum încălzește mâna efectiv, e foarte puternică, deși nu are extrem de mulți lumeni. Iar ultimul mod este stroboscop. Dacă apăsăm de 3 ori, intră în modul stroboscop. Iar ca distanță avem pentru ultra low 120 de metri, low 210, mid 300, high 400, iar pe modul turbo undeva la 800 de metri, dar o să-l vedeți mai târziu și în acțiune pe teren. Hai să trecem mai departe la T27. Aici avem exact ca la L17 adaptor pentru a încărca bateria, are un port Type-C în ea, foarte ușor de folosit, șnurul pentru a prinde husa de ce dorim noi, lanterna în husă și aici mai avem, cred că o husă pentru baterie și o husă pentru baterie, n-o să mai scot pentru că nu e nimic impresionant. Și manualele, bineînțeles, avem și în fiecare cutie o să găsiți manualul de folosire, un card de garanție și o avertizare pentru că conține baterii. Hai să vedem și lanterna. Aceasta are o formă mai diferită decât L17. Și înainte de a o folosi, dăm jos folia de pe lentilă și aici mai are o siguranță. Trebuie să dăm jos siguranță de plastic și acum avem așa, hai să vedem modul Moonlight, acesta este doar un lumen, ar trebui să ține 30 de zile bateria, mi se pare super impresionant. Avem, dacă apăsăm o dată, ultimul mod folosit, modul 150 de lumeni, 15 ore de funcționare, în mediu acum avem undeva la 400 și ceva de lumeni, 4 ore 30 ar trebui să țină bateria și high, 1400 de lumeni, o oră jumătate ține bateria, iar dacă apăsăm dublu click pe butonul din față, ne intră în modul turbo, 2500 de lumeni și bateria rezistă undeva la o oră și 15 minute, iar ca distanță maximă în modul turbo la 1180 de metri. Pe lângă spotlight-ul foarte bine definit, avem și lumina pe lângă, ce ne ajută să vedem și o arie mult mai mare în jurul nostru la o distanță mai apropiată. Aici pe lanternă avem și un port de încărcare
cu Type-C. Nu văd exact de ce are nevoie și de butonul din spate, dar dacă e mai simplu să apăsați doar o dată, să fie blocat butonul din față pentru a nu schimba modurile, puteți să folosiți și butonul din spate. Hai să trecem mai departe. Iar aici avem X80-ul. Ce diferență e față de restul e că acesta este un floodlight. Se bazează mai mult pe un unghi cât mai mare aluminii decât să fie focusat pe un singur punct, ce ne ajută să căutăm lucruri la distanță. Aici avem tot un șnur de prindere. Un pachet, mai avem manualele aici, pe lateral dacă nu le găsiți, la fel cu cardul de garanție. Păstrăm aici cutia să vedem mai multe detalii. Ea vine în fusa de protecție, la fel ca celelalte. Tot așa, neapărat trebuie să dați folia jos când folosiți lanterna, pentru că aceasta chiar se încălzește foarte tare. Cam așa arată, este destul de compactă pentru 25.000 de lumeni oricum. Deschidem capacul din spate. Aici avem setul de baterii, unde trebuie să scoatem siguranțele ca să putem folosi lanterna. Punem la loc bateriile și strângem foarte bine capacul ca să nu intre cumva apă. Iar acum avem așa. Primul mod, dacă apăsăm o secundă, intră în lumina albă. Dacă ți-am apăsat, trece dintre low, medium, high. Avem bineînțeles și turbo și turbo max. Hai să vă arăt. Deci a rămas pe high, low, medium, high, dublu click, turbo, încă un dublu click, turbo max. Am ajuns deja la 25.000 de lumeni, e foarte puternică lumina. Hai să vedem, trecem din modul lumina albă dacă ținem apăsat butonul 2 secunde în lumina RGB. Iar aici, ca să circulăm între lumini, ținem apăsat. Avem verde, albastru, iar ultima lumină UV. Aici putem verifica bagnote, urme de salivă, sânge și alte chestii, foarte utilă pentru vânătoare, de exemplu, dacă căutați un animal sau ceva. Noaptea în lipsa luminii sar în evidență foarte tare toate petele. Pe mine se vede așa, se văd toate scamele, dar o să vă arăt mai bine noaptea cât de bine funcționează. Și mai avem ultimul mod, dacă ținem 3 secunde apăsat, când trece de la lumina albastră, avem modul girofar de poliție. Iar lanterna ține minte ultimul mod, dacă am oprit-o cu o simplă apăsare, când apăsăm din nou va intra în ultimul mod folosit. Asta e foarte util. Iar îl ținem apăsat o secundă, trece în modul lumina albă. Hai să facem un test, dăm turbo mag dintr-o dată. Acum este turbo, scuze, turbo, iar acum este turbo max. E extrem de puternică. Puteți folosi liniștit ca lumina de studio. Are și aici un filet ce se potrivește cu orice suport de trepied. Orice filet de trepied, de fapt. Puteți să o puneți și în caz de nevoie. Aveți aici filetul. O porniți, modul turbo. Luminează extrem de tare, vedeți în spatele meu deja supraexpune. Dacă intrăm și în turbo max, deja nu se mai înțelege nimic. Foarte puternic oricum. Acum că vi le-am prezentat și ați văzut ce face fiecare, trecem și la partea practică, o să le scot pe teren, noaptea, să facem o comparație directă între ele. Începem cu L17, aici avem cea mai mică și cea mai ieftină. Cam așa arată, acum îmi folosesc de X80 ca să vă luminez, ca să vedeți despre ce vorbesc. Hai să sting acum X80-ul să vă arăt cum funcționează 17. Aici este ultimul mod ce l-am folosit, iar dacă ținem apăsat pe butonul din spate, trecem între low, medium, high. Low, medium, high. Și dacă dăm double click pe butonul din spate, intră în turbo. Și cam așa arată în turbo. Sunt ceva copaci la depărtare, hai să vă dau un zoom in să vă arăt cum se văd copacii. Să văd dacă mai rămâne și focusul. Și pe modul turbo. Să dau zoom.
greu de arătat pe cameră oricum. Acum puteți să vedeți copacile de depărtare, sunt undeva la 300 de metri. Nu știu dacă îi vedeți foarte bine. O să încerc eu să focalizez mai bine, dar e o distanță mare. Se văd oarecum umbrele. Bate la distanță foarte mare. Acum nu am nici cele mai bune condiții meteo, dar oricum acoper o distanță impresionantă. Acum voi trece la T27. Hai să o pornim, opresc X10. Dacă folosim butonul de spate, cel cu click, rămâne pe ultima setare. Ne aprinde ultima setare. Iar dacă folosim butonul din față, putem să dăm toggle între, low, medium, high. Iar la dublu click avem turbo. Cam așa arată. O să încerc să dau un zoom in să vă arăt și la distanță. Acolo în depărtare este o macară, nu știu dacă se înțelege. Se vede oarecum. O să măresc un pic ISO acum. Nu face față oricum camera la ochi uman. De acum se vede mai bine în depărtare. Încerc să ridic mai sus. Dar se vede macaraua de la... Este peste 450 de metri aici, cel puțin. O puteți vedea mai slab așa, dar se vede. Deci, cum am zis, apăsăm o dată, intrăm în ultimul mod. Dacă ținem apăsat, dăm toggle între. Apăsăm o dată, intrăm în ultimul mod. Ținem apăsat, dăm toggle între low, medium, high. Dublu click turbo. Acum se văd copacii foarte bine la depărtare, cum iluminează, 340 de metri. Și apăsăm de 3 ori stroboscop, dacă este stinsă, bineînțeles, la toate funcționează chestia asta. În caz de nevoie de avertizare, se poate folosi. Și acum hai să trec și la X80-ul nostru, cea mai puternică dintre toate. Dacă ținem apăsat, intrăm în modul lumină albă, iar acum dacă ținem iarăși apăsat, circul între low, medium, high. Low, medium, high. Dacă apăsăm dublu click, din orice poziție intră în turbo. Și dacă mai apăsăm încă o dată, intră în turbo max. Care arată cam așa. Are un unghi extrem de mare și luminează foarte bine, dar e destul de multă ceață, ceva particule în aer. N-am prin cele mai bune condiții meteo, dar e impresionant oricum. Acum ținem apăsat mai mult până ajungem la luminile RGB, trecul la roșu, ne oprim. Iar acum ținem apăsat să trecem în albastru și ultima este UV, aceasta e UV. Hai să vă arăt cum arăt eu în UV. Mă dau de la depărtare. Cam așa arată în UV. Puteți să vedeți foarte ușor scamele, urme de sânge, eu mai ales la vânătoare, dacă vă uitați pe jos, imediat se pot vedea orice pată de sânge sau livă, chestii de genul. Bun, și ultimul mod, dacă ținem apăsat mai multe secunde, după roșu, trece în albastru și dacă lăsăm, intră în modul sirene de poliție. Asta este ultimul mod. Și iar intrăm în cel de lumină albă, turbo, turbo max. Puteți să filmați pe câmp liniștiți. Liniștiți. Sper că v-a plăcut această comparație. Să-mi spuneți care vi s-a părut lanterna voastră preferată, ce preferați să fie, distanță mare, să bată la distanță mare sau să acopere o arie cât mai mare vizuală de 120-130 de grade. Aștept comentariile voastre mai jos. Eu am fost Răzvan și ne revedem data viitoare.